ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Prima ședință a Parlamentului a durat astăzi mai puțin de o oră. După raportul Curții Constituționale și discursul Maia Sandu, președintele interimar al PAS, Igor Grosu, a cerut o pauză de 3 zile. Deputatul PAS, Oazu Nantoi, a fost lipsit astăzi de la prima ședință a noului legislativ din cauza că a suferit în weekend un accident în timpul unui salt cu parașuta în Bulgaria. Doliu în lumea muzicii populare de la noi, soția maestrului Nicolae Bodgros, interpreta Lidia Bejenaru, a murit astăzi la vârsta de 68 de ani. Oazu Nantoi a suferit un accident în Bulgaria în urma unui salt cu parașuta. Deputatul PAS a fost adus la Chișinău în această dimineață cu un echipaj terestru smurt și este internat în secția de chirurgie spinală a Institutului de Medicină Urgentă. Medicii spun că deputatul se simte relativ bine și este conștient, iar starea lui este satisfăcătoare. Despre accident a anunțat aseară pe rețelele de socializare un jurnalist român, Petru Cleș, care a menționat că deputatul este în stare gravă și urmează să fie adus în Moldova cu un echipaj smurt. Potrivit IGSU, politicianul a ajuns la Chișinău din Bulgaria în această dimineață la ora 3, iar operațiunea a durat 48 de ore. Intervenția terestră transfrontalieră a fost efectuată de un echipaj de medici și paramedici smurt. Pe parcursul drumului, persoana a fost strict monitorizată de echipa calificată, fără de a suporta complicații. Oazu Nantoi a fost internat în secția chirurgie spinală de la Institutul de Medicină Urgentă. Șeful departamentului ne-a spus azi dimineață că starea deputatului este stabilă. Este conștient, discută, vorbește. A venit cu smurdul tocmai din Bulgaria, distanța este foarte mare, este obosit. Victor Ungureanu ne-a spus că nu ne poate oferi prea multe detalii despre starea pacientului, invocând protecția datelor cu caracter personal. Totuși, acesta a precizat că urmează să efectueze mai multe investigații pentru a stabili ce traumatisme a suferit deputatul. Domnul deputat a fost adus în stare relativ satisfăcătoare, simte relativ bine, starea nu s-a schimbat, la moment este în proces de investigare cu care s-a început noaptea și continuă și acum, sunt programate diferite examinări. Oazu Nantoi a răspuns la apelurile noastre, dar a precizat că vrea să se reabiliteze și că nu va oferi detalii prin telefon. Acesta a scris însă o postare despre accident pe rețelele de socializare. Deputatul a menționat că totul s-a întâmplat în timp ce participa la o competiție și că a suferit o traumă în timpul aterizării. Deoarece caracterul traumei nu mi-a permis să revin în Moldova la volanul propriei mașini, am apelat la asistența unui echipaj smurt terestru. Investigațiile adiționale în Chișinău au relevat că trauma nu e gravă, iar reabilitarea ar putea fi mai scurtă decât s-a crezut inițial, a precizat deputatul. Accidentul s-a produs în regiunea Montana din Bulgaria, sâmbătă, pe 24 iulie. Între timp, membrii Federației de Parașutism din Moldova vin cu detalii despre accidentul din Bulgaria. Aceștia au declarat pentru Pro TV că Oazu Nantoi participa la Cupa Europei de Est la parașutism când s-a întâmplat totul. Deputatul și-a fracturat coloana vertebrală la aterizare din cauza unei turbulențe a curenților de aer. Secretarul Federației spune că la a treia etapă a competiției Precizia Aterizări de la Cupa Europei de Est, care s-a desfășurat în Bulgaria, au participat 3 parașutiști din Moldova, printre care și Oazu Nantoi, care are 73 de ani. На шестом прыжке Oazu Nantoi попал в турбулентность. Там резкое изменение ветра при приземлении и получил травму позвоночника. Надеемся, что 2-3 недельки пойдет работать в парламент. Igor Zabrian a menționat că deputatul PAS nu a sărit o perioadă îndelungată cu parașuta, dar a revenit recent la acest sport extrem. У него был перерыв, он где-то в 80-х годах прыгал. Потом он опять пришел к нам в 2004 году. И с 2004 года он активно прыгает и принимает участие у нас во всех чемпионатах международных. Iar anul trecut, Oazu Nantoi a efectuat cel de-al 2000-lea salt cu parașuta. Сейчас где-то у него 2-2100 прыжков. У нас по выходным прыжки, суббота, воскресенье. Сезон у нас где-то с апреля по октябрь. Депутатul Oazu Nantoi practică parașutismul din anul 1966, dar a făcut o pauză de 31 de ani după ce a suferit o traumă. În 2004 a revenit la Federația de Parașutism, unde acum este vicepreședinte. Cei care vin sau pleacă din țară cu avionul pot de astăzi să se imunizeze chiar la aeroport. Am decis să mă imunizez și eu ca să facem o imunitate de grup, o imunitate colectivă, să avem oarecare ca să putem să depășim starea actuală, care nu cred că este plăcut pentru nimeni.
Autoritățile afirmă că și angajații aeroportului și a companiilor aeriene se pot imuniza acolo. Ce tipuri de vaccinuri sunt disponibile, aflați la știri. Lumea muzicii populare este în doliu. Azi dimineață s-a stins din viață interpreta de muzică populară Lidia Bejenaru, soția lui Nicolae Bodgros și solista Orchestrei Lăutarii. Îndrăgita interpretă a fost răpusă de cancer. Viață, viață, dragă mie, și mă mi-ai plăcut, dar pe toți ne păcălești, că e omul ce-o fi, mă. Interpreta a decedat în această dimineață în jurul orei 6 într-un spital privat din Chișinău. Anunțul a fost făcut de directorul Palatului Național Nicolae Sulac, Andrei Locoman. Interpreta suferea de cancer la colon, iar alături până la ultima suflare i-a fost soțul său, maestrul Nicolae Bodgros. Colegii interpretei își amintesc cu lacrimi în ochi despre ultima întâlnire cu ea. I-am urat tot bine din lume maestrul Nicolae Bodgros și a fost și, deci am stat la aceeași masă cu doamna Lidia și am mai schimbat câteva vorbe, vreau să vă spun că ea și atunci era foarte, deci așa mai avea grijă de sănătate, stătea mai retras un pic. Am înțeles că ceva cu sănătatea este destul de grav. Colegii din Orchestra Lăutarii și-o amintesc pe Lidia Bejenaru ca pe un om care iubea viața. Era un om de viață. Ea a fost o femeie care l-a susținut întotdeauna pe maestru. A fost o femeie care și l-a încurajat prin susținerea ei, prin felul de a fi o soție bună, de a fi o mamă bună pentru copil, de a fi o bunică extraordinară. O persoană care cunoștea foarte multe bancuri, știa să povestească multe lucruri frumoase. În ultimul interviu pe care l-a oferit pentru ProTV, interpreta ne-a spus care este secretul unei cariere muzicale de succes. Care este secretul unui asemenea succes la public? Să iubește cei ce faci. Lidia Bejenaru a apărut ultima dată în fața publicului la concertul organizat în cinstea soțului său, maestrul Nicolae Bodgros, la data de 25 ianuarie. Lidia Bejenaru și-a început cariera ca solistă în Orchestra Mugurel, iar din 1979 a activat în Orchestra Lăutarii, condusă de Nicolae Bodgros, cu care s-a căsătorit în 1971. În luna octombrie acestui an, soții urmau să sărbătorească nunta de aur. Cuplul Bodgros are un singur fiu, violistul Corneliu Bodgros. În 1993, interpreta a fost decorată prin decret prezidențial cu medalia Meritul Civic pentru merite în domeniul muzicii. Prima ședință de constituire a noului legislativ a durat astăzi doar o oră. După ce Curtea Constituțională și-a prezentat raportul, iar Maia Sandu și-a ținut discursul care a durat aproximativ 40 de minute, președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a cerut o pauză de 3 zile. Deputații din blocul comuniștilor și socialiștilor au protestat și au cerut ca ședința să continue, în timp ce PAS a părăsit sala de ședințe. Când a intrat Maia Sandu în sala de ședințe, toată lumea s-a ridicat în picioare, cu excepția reprezentanților blocului comuniștilor și socialiștilor. Ședința a fost prezidată de deputatul PSRM Eduard Smirnov, care este cel mai vârstnic ales al poporului din actuala legislatură. Acesta a vorbit cam stâlcit în limba română. Ședința de constituire a Parlamentului de legislatură a 11 este deliberativă. Apoi, noii aleși ai poporului au onorat drapelul de stat. Ședința a continuat cu prezentarea raportului de către Curtea Constituțională. Vă urez succese veritabile în realizarea misiunii dumneavoastră cu respectarea strictă a Constituției Republicii Moldova. Apoi și-a ținut discursul președinta Maia Sandu. Din acest moment declar toleranță zero față de corupție, la orice nivel și în orice instituție. În lupta cu corupția, Parlamentului îi revine un rol foarte important. Legislativul are datoria să adopte legi clare
pentru prevenirea și combaterea corupției. Șefa statului a criticat fosta componență a Parlamentului și a spus că are așteptări mari de la noul legislativ. Discursul său a durat mai mult de jumătate de ședință și părea să-i plictisească pe unii deputați. Aceștia se uitau în telefoane sau se legănau în fotolii, iar Eduard Smirnov și-a pus chiar și o cască într-o ureche. La sfârșitul discursului președintei, cei de la PAS au aplaudat furtunos, în timp ce celelalte formațiuni s-au abținut. Ulterior, se pare că președintele ședinței de astăzi a dat de gol scenariul de mai departe. O mică pauză. Domnul Grosu, poftim. Zis și făcut, Igor Grosu a anunțat o pauză de 3 zile. În numele deputaților Partidul Acțiune și Solidaritate, venim cu o propunere de a anunța o pauză și să revenim în ședință joi la orele 10. Socialiștii s-au arătat nemulțumiți de acest anunț și au spus că nu sunt de acord cu propunerea celor de la PAS. Noi nu înțelegem pentru cine ați întrunit astăzi. Fiți responsabili, unde plecați, colegi? Anunță pauză până la joi. Ora 10. Reprezentanții blocului comuniștilor și socialiștilor s-au arătat deranjați de discursul șefei statului și i-au acuzat pe cei de la PAS că au încălcat regulamentul Parlamentului. Deoarece urma să declarăm astăzi constituirea fracțiunilor parlamentare, urma să mergem pe proceduri juridice și urma ca Parlamentul să devină funcțional. Am asistat la un discurs electoral cu lozinci, cu ce dorești, numai nu la ședință Parlamentului. Președintele Republicii nu are dreptul constituțional să pui sarcini în Parlamentului. E până acum n-a citit Constituția, fata asta. Trebuie să citească Constituția. Și cei de la Partidul Șor s-au arătat nedumeriți. Мы были готовы сегодня к максимальной работе, решению всех процедурных вопросов. Поэтому мы тоже остались в недоумении. Igor Grosu a spus ulterior că ședința de astăzi a fost protocolară și că PAS a respectat legea. Deși regulamentul Parlamentului prevede 10 zile pentru constituirea fracțiunilor, am rugat respectuos să ne mobilizăm într-un timp mai scurt, de azi până joi, să discutăm componența nominală a biroului permanent. De la ședința de astăzi au lipsit 10 deputați, printre care Igor Dodon, Ilan Șor și Oazu Nantoi de la PAS. Socialiștii nu au vrut să spună unde se află liderul lor, iar cei de la Partidul Șor au declarat că șeful lor va veni în țară atunci când îi va fi ridicat mandatul de arest. După ce a lipsit din legislativ mai bine de 2 ani, Vladimir Voronin a fost huiduit astăzi la revenire. Liderul PCRM a venit singur la prima ședință, fiind adus de un Mercedes, despre care spune că i-a fost pus la dispoziție de stat. Totuși, Voronin susține că nu i-a fost dor de fotoliul de deputat. Cei de la PAS au venit astăzi împreună cu toată echipa, au făcut poză pe scările legislativului, iar apoi au mers să-și ocupe locurile în sală. Avem revanșă când sfârșit o să înceapă activitate productivă acestui Parlament și a guvernării întregime. În timp ce vorbea cu presa, Vladimir Voronin a fost huiduit de activista Maria Olaru. Filmați-o pe asta bolnavă, deci. Nu-i bolnavă, bolnavă ești tu, că-i frate, ești bolnavă, Voronin. V-a fost dor de fotoliile deputat? Și Marina Tauber de la Partidul Șor a venit singură și nu a vrut să ne spună unde se află liderul formațiunii, care este fugar după ce a fost condamnat la închisoare pentru implicare în furtul miliardului. Aceasta a vorbit despre prioritățile partidului din care face parte. Cea mai importantă întrebare o să fie, desigur că, recuperarea miliardului. În 2019, Tauber a adus cu ea la prima ședință un parasolar. Vreau să mă protejez de acest bloc, de bloc acum. De data aceasta ați venit fără parasolar? O să vedem.
O să vedem cu ce am venit de data aceasta. Dar precis că cu dispoziție bună, cu zâmbetul pe buze. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate nu au intrat în legislativ până nu s-a adunat toată echipa. Zic să venim toți împreună. Mă sunt mulți deputați novici, hai zic așa, probabil prima dată vor intra în această clădire și am zis să ne întâlnim într-un spațiu public și de acolo să venim împreună la prima ședință a Parlamentului. Veniți în acest fel doar la prima ședință sau veți veni și la celelalte împreună cu toate? La prima. Aceștia au făcut o poză pe scările din fața instituției, după care au mers să-și ocupe locurile. Moldovenii nu pot călători liber în țările UE cu certificatele digitale de vaccinare lansate la începutul săptămânii trecute, totul din cauza că acestea nu sunt conectate cu pașapoarte de imunizare ale Uniunii Europene. Responsabilii din sănătate dau asigurări că în următoarele zile se vor întruni cu reprezentanții Consiliului UE pentru a rezolva problema. Toate elementele din partea noastră au fost întreprinse, toate acțiunile, în vedere finalizării procesului de armonizare a certificatului și deja suntem în așteptarea evaluării a acestor acte și prevederi. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății susține că așteaptă un răspuns în acest sens din partea Uniunii Europene, dar când anume îl va primi nu este clar. Totuși, responsabilul ne dă asigurări că moldovenii pot călători cu acest certificat în alte țări chiar și acum. Indiferent de aceasta, la moment deja tăcit, certificatul este recunoscut practic în toate țările, nefiind un impediment utilizarea acestuia. M-am menționat prin faptul că oriunde în lume poate fi verificată autenticitatea acestuia utilizând QR codul. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății din România a precizat că deocamdată certificatul digital din Moldova nu este recunoscut peste Prut, dar dă asigurări că în curând acest lucru s-ar putea întâmpla. A fost lansat certificatul digital și în Republica Moldova. El este recunoscut și în România. Sunt în lucru tot felul de analize și din punct de vedere tehnic, pentru că și astea sunt aspecte importante. În primul rând este esențial ca toate datele pe care le prelucrăm, indiferent că sunt în România sau în Republica Moldova, să garantăm cetățenilor că datele sunt în siguranță, că documentele sunt valide. Se lucrează foarte mult și sperăm să avem vești în curând. Între timp, cetățenii moldoveni care s-au vaccinat în România pot călători liber în statele membre ale Uniunii Europene, având certificatul digital emis de statul român. Totuși, aceștia pot întâlni dificultăți la intrarea în alte țări, ca de exemplu Ucraina nu recunoaște aceste certificate și pentru a ajunge la Marea Neagră de acolo, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte la intrare testul negativ. Sunt demersuri atât în regiune, cât și demersuri în la nivel internațional, la nivel global, însă acestea sunt lucruri care sunt în analiză, încă nu au fost finalizate, însă cu siguranță există acest avantaj semnificativ, major, prin care poți să călătorești liber în Uniunea Europeană numai pe baza acestui certificat. Până acum în țara noastră s-au vaccinat peste 950.000 de persoane. După o perioadă în care capitala s-a aflat sub cod verde de COVID-19, revenim la codul galben de alertă. Despre asta s-a anunțat astăzi la ședința săptămânală a primăriei. Mai multe detalii ne spune colega noastră Andreea Iriciuc. Andreea, bună ziua! Bună ziua, Iuliana! Bun găsit tuturor! Din cauza creșterii numărului mare de infectări, în capitală a fost declarat din nou cod galben de alertă. Asta deoarece în ultimele 14 zile s-a înregistrat un număr mare de infectări în capitală. Cifrele pe care le înregistram acum 2 săptămâni practic s-au dublat, astfel că numărul persoanelor infectate în decurs de 24 de ore a trecut pragul de 100 săptămâna trecută. Cu toate acestea, autoritățile din sănătate nu anunță măsuri noi și nu impun niciun fel de restricții deocamdată, decât să purtăm măștile de protecție în spațiile publice deschise, în stațiile de așteptare a transportului în comun, să evităm aglomerația și să păstrăm distanța. Asta deși în țara noastră deja bântuie varianta indiană a coronavirusului, care este cu mult mai contagioasă decât cea britanică depistată anterior în Moldova. Acestea au fost informațiile. Iuliana. Andreea, mulțumesc! Un punct de vaccinare a fost deschis astăzi la Aeroportul Internațional Chișinău. Acolo pot primi preparatul cetățenii moldoveni care vin sau pleacă din țară, dar și străinii care au viză de reședință în Republica Moldova. Autoritățile spun că au ales locația deoarece acolo fluxul de oameni este mare și speră astfel să crească rata de imunizare.
punctul de vaccinare a fost amplasat între sala de sosire și plecare a aeroportului, așa cum aici este fluxul mai mare de persoane. După ce omul este consultat la medic, acesta își înregistrează datele personale, iar ulterior pleacă în cabina de vaccinare. În primul rând, persoanei este măsurată temperatura și tensiunea, apoi medicul previne pacientul despre reacțiile adverse care pot apărea după imunizare. Temperatura vitei cu paracetamol. După ce adună informații despre starea de sănătate a persoanei, medicul decide dacă vaccinarea este recomandată. Dacă au fost în anterior reacții ca tip șoc anafilactic, sau reacții pronunțate alergice, este contraindicat. Printre primii a venit să se imunizeze Sergiu Turețchi, care este angajat al aeroportului. Am decis să mă imunizez și eu ca să facem o imunitate de grup, o imunitate colectivă, să avem oarecare ca să putem să depășim starea actuală, care nu cred că este plăcut pentru nimeni. De ce mai înainte nu vaccinați? Я не болел, слава богу, нормально, без проблем. Думаю, пусть будет. Но все равно, я думаю, придется. Punctul de vaccinare va activa de la ora 8 dimineața până la ora 21, timp de 3 săptămâni. Ulterior, graficul ar putea să fie modificat. Pentru acest centru au fost alocate 3 tipuri de vaccin, Pfizer, Johnson & Johnson și AstraZeneca. Iar personalul responsabil de administrarea preparatului a fost delegat de câteva spitale din capitală. În cadrul punctului de vaccinare aeroport vor activa niște echipe de acum cu experiență, care au experiență de vaccinare în cadrul instituțiilor de unde ei vin, au experiență, au cunoștință în domeniul consilierii. Potrivit autorităților din sănătate, aici se pot imuniza cetățenii moldoveni care sosesc sau pleacă din țară, fie persoanele străine care au viză de reședință în țara noastră. Până la moment au beneficiat de vaccin atât și cetățenii care au plecat, au venit și personalul din cadrul aeroportului internațional, inclusiv personalul din cadrul echipajelor. Între timp, la ghișeile la care se verifică documentele s-au format cozi. La plecă 40 de oameni care au fost acasă în vacanță se înghesuiau să treacă de verificări și să ajungă în țările în care s-au stabilit. Plecăm acasă, putem să spunem, da. Locuim în Germania și deja acolo considerăm că e casa noastră. Este frică de varianta Delta, despre circulația dintr-o țară în alta? Un pic, da. Un pic mi-este frică, deoarece... Nu știu, să nu putem vizita părinții, asta e frica cea mai mare. Și la sosiri, fluxul de oameni era mare. Cu bagajele pline, moldovenii reveneau din vacanță după ce s-au odihnit în Turcia. Majoritatea oamenilor spun că au plecat deja imunizați și că s-au simțit în siguranță acolo. A fost ok, n-a fost rău. Soare mult. Hotelul este dotat cu de toate, dezinfectant, absolut tot, este ok. Potrivit noilor restricții, moldovenii care vin în țară sunt nevoiți să prezinte un certificat de imunizare sau testul negativ la COVID ca să nu fie plasați în carantină pentru 14 zile. Până acum în țara noastră au fost deschise peste 350 de puncte de vaccinare. O familie de lebede care s-a adăpostit pe un lac din Ialoveni le bucură ochii localnicilor. Sătenii spun că aceasta este cea mai numeroasă familie pe care au văzut-o la ei până acum. Vă arătăm mai multe imagini imediat. Un instructor auto a fost prins beat criță la volanul unei mașini care aparține școlii auto la care acesta activa. Așteptăm. Cât a dat acolo? În urma testării alcooscopice s-a demonstrat că limita de alcool admisibilă din sânge era depășită de 5 ori. Potrivit oamenilor legii, acesta se afla în afara orelor de muncă. Nu este clar deocamdată ce riscă instructorul, el fiind cercetat în libertate. El a fost stopat ieri de polițiști pe șoseaua dintre Vadului Vodă și Chișinău, dar poliția a anunțat abia astăzi despre incident. Locatarii a câteva blocuri de locuit din sectorul Râșcani al capitalei se plâng că nu pot dormi noaptea din cauza gălăgiei, care vine de la un local din preajmă. Oamenii spun că au chemat de nenumărate ori poliția și au depus plângeri, dar fără rezultat. Între timp, administratorii localului spun că au toate actele în regulă și că nu încalcă nimic. Noi, în seară,
Locatarii blocului de locuit se plâng că deja de 2 ani au parte de nopți nedormite. Totul se întâmplă din cauza că vis-a-vis de apartamentele lor este amplasat un local de noapte, de unde se aude gălăgie. Muzica în continuu este până la 5-6 dimineața și este o muzică destul de tare, cu veselii și cu chiute. O lucrează și noapte și în timp pandemiei, tot anul și în timp. La 5 dimineața începe sfădălia, bătaia și dus pe acasă. Mașinile este fac niște virajuri aici, că acolo nu poate să facă un om trează. Avem copil mic și este imposibil, copilul nu poate dormi, pe lângă copilul nu poate dormi, el e nervos, deci toate consecințele. A doua zi noi suntem la serviciu, respectiv nu ne odihnim, nu suntem productivi nici la serviciu. Oamenii spun că au chemat poliția de nenumărate ori, dar fără rezultat. Aceștia au solicitat-o și acum. Afară au ieșit și administratorii localului care au zis că au toate actele în regulă și nu încalcă nimic. El activează conform regulamentului. Noi avem autorizația 24/24, el lucrează conform actelor. Și eliberate din instituție de stat, nu de noi, fi eliberate. Noi facem muzică mai încet, doar noi nu putem să răspundem de lume care iese din gălăgie, adică iese din local. Aici se întâmplă uneori gălăgie, noi nu putem să răspundem de toată lumea. Oamenii legii susțin că săptămânal pot avea până la 10 solicitări din partea locatarilor. Când parvin informații de gălăgie, se întocmește proces verbal. Pe parcursul săptămânii pot să parvină 2-3 chemări, iar în zilele de weekend 4-5 solicitări pot să parvină. Pe acest caz a fost întocmit un proces verbal, iar polițistul de sector urmează să documenteze cazul după toate circumstanțele. Pentru tulburarea liniștii între orele 22 și 7 dimineața, persoanele juridice riscă o amendă de până la 1.500 de lei. Pereți jerpeliți, tehnică de bucătărie din secolul trecut și gândaci care mișună peste tot. Într-o astfel de bucătărie erau până nu demult preparate bucatele pentru pacienții Spitalului Raional Ialoveni. Mai mult, reprezentanții ANSA afirmă că blocul alimentar nu a avut niciodată autorizație sanitară. Acum pacienții sunt hrăniți de o companie de catering, serviciile căreia costă aproape tot atât cât ar costa reparația cantinei. Locul alimentar se află în curtea maternității într-un subsol, iar angajații au evitat astăzi cum au putut ca să ni-l arate. Cheile de la bucătărie, cine le ține? Păi de unde stat activitatea? Unde sunt cheile? În stradă ca să poată să vină? Păi mă refer că la angajații instituției. După 2 ore de așteptare, conducerea instituției ne-a spus că activitatea bucătăriei a fost sistată și că nu mai avem ce filma. Acum dacă găsesc cheile la șeful de gospodărie, poftim, deplasați-vă și vedeți, eu nu, dar nu este sens. Într-un final am reușit să intrăm în cantină, iar tabloul pe care l-am găsit este cu adevărat dezolant. Așa arată bucătăria unde până acum o lună era pregătită mâncarea pentru pacienții care sunt internați în Spitalul Raional Ialoveni. Reparația nu a fost făcută încă din secolul trecut, iar pe toate suprafețele aleargă gândacii. Teracota pusă cu 10 de ani în urmă se desprinde de pereți. Lavoarele sunt ruginite, iar tehnica de bucătărie arată ca din secolul trecut. Asta în timp ce recent a fost finalizată reparația clădirii maternității, în subsolul căreia se află cantina. Gândacii care mișună peste tot ar putea ajunge ușor prin țevi în saloanele proaspăt renovate cu pereți de un alb imaculat cu care se laudă administrația. Directorul spitalului ne-a spus că deține această funcție din septembrie. Deși știa de condițiile deplorabile în care se află bucătăria, aceasta a activat până luna trecută. Am asistat activitatea atunci, de atât că nu eram în COVID și nu... Era încă prematur pentru chestia dată. Ba mai mult, acesta a recunoscut că blocul alimentar a activat timp de câteva luni fără autorizație. M-am adresat cu o cerere către ANSA că să ne acrediteze, să-i dea certificat de autorizație sanitară și am fost refuzat pentru că nu corespunde cerințelor
actuale. Nu este vina mea, eu am închis. Reprezentanții ANSA afirmă însă altceva. Șeful Direcției pentru Protecția Consumatorului ne-a spus că blocul sanitar a activat întotdeauna ilegal și că prima cerere pentru obținerea licenței a fost depusă abia vara aceasta. El niciodată n-a fost autorizat. Nu a avut niciodată autorizare sanitară veterinară. În urma evaluărilor efectuate de către acest inspector, s-a identificat un șef de neconformități. Pentru a obține autorizația, reprezentanții spitalului trebuiau să remedieze neregulile, lucru care necesită investiții mari. Într-un document al Comisiei pentru Situații Excepționale al Raionului Ialoveni din 8 iulie este menționat că pentru renovarea blocului alimentar este nevoie de 1,5 milioane de lei. Până când acești bani vor fi alocați, pacienții din spital primesc mâncare de la o companie de catering. Furnizarea acestor servicii pentru o perioadă de 5 luni, spre exemplu, costă peste 900.000 de lei. Responsabilii Ministerului Sănătății ne-au spus că spitalul se află în gestiunea Consiliului Raional. Reprezentanții de acolo nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne explica cum a fost posibil ca bucătăria să activeze în asemenea condiții. O pereche de lebede îi bucură pe locuitorii din Ialoveni după ce s-a adăpostit pe lacul din localitate. Oamenii susțin că păsările se simt bine acolo deoarece sunt protejate și hrănite de ei. Aceasta este cea mai numeroasă familie pe care au văzut-o la ei până acum, afirmă localnicii. Familia de lebede s-a adăpostit pe lacul din Ialoveni. Cuplul are 4 puișuri, iar după ce au plutit puțin pe lac, au venit la mal. Oamenii spun că obișnuiesc să vadă aici lebede. Ion Cârlanu locuiește chiar lângă lac și spune că atunci când vine să pescuiască, mereu aduce cu el hrană pentru lebede. Vin, le aduc pâinii, grăunți, uneori le aduc. Și ia că așa tot timpul vin. Bărbatul spune că cei 4 puișori de lebădă au circa o lună și jumătate. Cuibul lor a fost construit în stuf, iar mai bine de o lună tatăl a fost cel care păzea ouăle. Primele 2 săptămâni purtau stărichi. Ieșit de o călare pe gâscă, dar la șăpazări și agresiv cu și. Localnicii spun că în fiecare an pe acest lac sunt lebede, însă pentru prima dată văd o familie atât de numeroasă. Vin copii, vin mulți aici și admiră. Foarte frumos. Trebuie îngrijit, trebuie hrănit. Ieri am fost cu prieteni de-a meu și am avut pâine. Ieri am încercat la pâine și toată pâinea le-am dat-o lor. Lebăda este inclusă în Cartea Roșie din Republica Moldova. Păsările obișnuiesc și să ierneze pe lacurile din țară. Aceasta este considerată cea mai devotată specie. O legendă spune, dacă unul din parteneri moare, celălalt se ridică până dincolo de ceruri, își strânge aripile și cade în gol. Incendiile de vegetație care nu mai contenesc în Siberia reactivează îngrijorarea globală cu privire la soarta stratului de sol înghețat, care acoperă aproape un sfert din emisfera nordică. And I think in the next few decades, 2-3 decades at most, I think majority of permafrost here in the Arctic will start to degrade. Ce este permafrostul și ce se va întâmpla dacă dispare, aflați imediat la știri. Vremea severă nu părăsește Europa. Elveția a fost lovită noaptea trecută de cele mai puternice furtuni, fiind înregistrată peste 35.000 de fulgere. Precipitațiile abundente au revenit și în sudul Belgiei, iar Londra a fost inundată după o ploaie torențială. De cealaltă parte, Italia nu face față incendiilor de pădure și cere ajutor internațional. Ploile torențiale însoțite de vânt care s-au obătut peste sud-estul Angliei au provocat aseară inundații pe străzile Londrei, unde transportul a fost afectat. În sudul capitalei britanice, poliția a blocat traficul pe o arteră devenită impracticabilă, șoseaua fiind inundată, în special sub podurile feroviare. Oh my God! Stuck in the car! Inundația a blocat în mijlocul străzii mai multe autobuze roșii cu etaj, unul dintre șoferi povestind că apa a ajuns la podeaua vehiculului său. Cel puțin o stație de metrou din Londra a fost umplută cu apă, conform imaginilor publicate pe Twitter. Pompierii din Londra au anunțat că au primit aproximativ 300 de apeluri raportând inundații în sud-vestul capitalei. Furtuni însoțite de vânt, ploaie și grindină s-au obătut aseară și asupra Elveției. Printre cele mai afectate este cantonul Lucerna, unde zeci de case au fost avariate. Mai multe râuri au ieșit din albie și au luat pe sus mașinile.
ploile au revenit și în sudul Belgiei, care tocmai a trecut peste inundații devastatoare care au făcut 37 de morți. Orașul din Nantes a suferit cel mai mult. Străzile s-au transformat în râuri, iar apa a luat cu ea tot ce i-a stat în cale. La cealaltă extremă este Italia, care a cerut ajutorul țărilor vecine pentru a lupta împotriva incendiilor care devastează o parte a insulei Sardinia. O vastă regiune din provincia Oristano a fost pusă în genunchi din cauza incendiului devastator. Aproximativ 20.000 de hectare de vegetații au căzut pradă flăcărilor, numeroase proprietăți au fost distruse și animale ucise. Aproximativ 1.200 de persoane au fost evacuate din casele lor. Carnagiu pe o autostradă din Croația. 10 persoane și-au pierdut viața, iar 45 au fost rănite după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat. Șoferul a adormit la volan, iar autobuzul a ieșit pe carosabil. Șeful poliției locale spune că accidentul este unul dintre cele mai grave pe care le-a văzut vreodată. În vehicul se aflau 69 de persoane, dintre care și cei doi șoferi. Unul a murit pe loc în urma impactului, iar al doilea a fost arestat pentru conducere imprudentă. Acesta a recunoscut că a adormit la volan. Toate persoanele din autocar erau din Kosovo și se întorceau acasă din Germania. Printre pasageri se numărau și 15 copii. Ne fuge pământul de sub picioare la propriu. Incendiile de vegetație din Siberia, care nu mai contenesc de mai bine de o lună, ar putea activa o uriașă bombă cu ceas. Acolo, în solul înghețat, timp de mii de ani, se află 1.500 de miliarde de tone de dioxid de carbon, aproape dublu față de cât se găsește acum în atmosferă. Eliberarea acestuia alături de gazul metan ar arunca planeta în haos. În localitatea Cerski, de pe malul râului Calăma din Arcticul rusesc, temperatura medie crește într-un ritm de 2-3 ori mai rapid decât în restul planetei. Urmările acestei încălziri sunt catastrofale pentru permafrost. Pe măsură ce încălzirea se accelerează, permafrostul degradează și provoacă eroziunea solului și a coastei și eliberează în atmosferă gaze cu efect de seră, dioxid de carbon și metan. When I was a kid, temperature of permafrost, temperature of ground, this ground, on average, was minus 6 centigrade. Now it's -3 and even warmer. And in the warm years it's going almost close to zero. And I think in the next few decades, 2-3 decades at most, I think majority of permafrost here in the Arctic will start to degrade. Eroziunea solului scoate la lumină comori îngropate de 10.000 de ani. That's a big bone of some leg bone of some mammoth. Of a mammoth? Yeah. How do you know? The size. Only mammoths could have such bone. În permafrost este mai mult carbon decât în toată atmosfera și vegetația planetei, 1.400 de gigatone, astfel spus 1.400 de miliarde de tone. That's the pure ice. 50% of the sediments is not carbon. It's ice. And ice is melting rapidly. Ice is mixing with the sediments and turning them into mud. Pescarii foloseau odinioară peșterile din permafrost pe post de depozite. These roots are essentially plants that were frozen in the soil at the time when the mammoths were roaming the grasslands up above. But as this stuff thaws, this decomposes and greenhouse gases are emitted into the atmosphere, methane and CO2, and that warms up the planet further. Cercetătorul are o soluție să populeze zona cu milioane de animale ierbivore care să scormonească și să topească zăpada în căutare de hrană. În mod contraintuitiv, zăpada este cea care captează înăuntru căldura și împiedică frigul să pătrundă până la stratul de permafrost. Yes, you know, crazy scientists from Russia want to bring what? Millions of animals. Până una alta, în Cerski, soarele e roșiatic din cauza focurilor care purjolesc Siberia de săptămâni întregi. Incendiile trimit și mai mult carbon în atmosferă și încălzesc mai rău permafrostul. Un cerc vicios care subliniază exemplar criza climatică. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!